să vă spun o poveste ce s-a întâmplat recent despre o fată cu minte, 15 ani, copil de ce. Era veselă fetița venită dintr-o poveste, dar povestea e tulburată că fetița nu mai e. S-a întâmplat într-o secundă, doar atât cât am clipit. Am primit un telefon, păi Cristina a sărit. Am rămas fără cuvinte când am aflat vestea proastă. Dar o fată cum e ea va rămâne mintea noastră. Era fată cum se cade, nu alerga după bani, nu umbla pe la petrece și nu stătea cu golan. Acum este sus la cer, noi deloc n-o vom uita. Ce știam eu despre ea e că-și iubea familia. De ce, Doamne, ai ales să o iei de lângă noi? Aș da și sufletul meu să o aduc înapoi. Deci când inima ți-o cere, nu te ascunde între pereți. Pentru ce o viață întreagă să fii trist și să regrezi? Nu te rușina când pulsul te surprinde din senin. Nu ți ascunde disperarea nici când doare mai puțin. Nu te consola cu gândul cum că viața este grea. Grea e pentru cel ce crede că mereu va fi așa. În cenușă stă ascunsă, foarte adesea o scânteie și o iubire nepătrunsă într-un suflet de femeie. Și de patimă e arsă inima ce ți-am dat ție, dar iubirea ei neșteasă a rămas pentru veci. Nu am destule cuvinte pentru tine, fată dragă, dar acum că ai plecat, chiar nimic nu ne mai leagă. Un fragment din piesa asta m-a făcut să lăcrimez. Nu te pot vedea zâmbind și în inimă te păstrez. Nu îmi pot imagina o durere așa de mare. Când eram în întuneric, numai tu aduceai soare. Fericirea se ascunde doar prin zâmbete, dar tu ești puternică și ți-ascult temerile. De fiecare dată când mă uit la cer, îmi aduc aminte de vorbele tale, de orice obstacol aș da, să trec de el mereu cu capul sus. Odihnește-te în pace, Cristina.